bine ați revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem de data aceasta la episodul 305 de Diarea Conservatoare in unde țara. Cred că unul, unul dintre cele mai lungi titluri pe care le-am avut în podcastul ăsta. Dar, în fine, acest podcast este înregistrat în uh, data de 28, da, dacă stau să mă uit bine, da, 28 mai 2024, cu trei zile înainte ca Parlamentul Britanic, condus de conservatori în momentul de față, să fie dizolvat. Într-o zi de marți. În acest episod vreau să vorbesc despre ceva absurdități ale conservatorilor, denumiți în UK Tories, și despre alte știri locale. Înainte de orice, vreau să fac un mic anunț. Podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe toate platformele posibile, inclusiv pe radio.com, unde mă poți asculta joia la ora 6 seara, într-un format ceva mai scurt. Mergând pe mai departe, fac recomandări de carte. De data asta am citit o carte și pe aia am început pe a doua. Prima carte se numește The Uncertainty, uncertainty Solution – How to Invest with Confidence in the Face of the Unknown. John M. Jennings. Și la John M. Jennings țin minte o, o diagramă, să zicem, în legătură cu piața de investiții. I know, and și unknown. Și asta îmi place foarte mult. Ceea ce știi, ceea ce poate fi știut, și lucruri care nu pot fi știute. Și investițiile e, sunt undeva în direcția noble și unknown. Și e un domeniu foarte banal. Cartea asta, efectiv, ce spune este că este foarte greu să investești de unul singur de capul tău și că pentru marea majoritatea oamenilor este ok să, ai, să aplici soluții simple, să investești în passive index și să îți vezi mai departe de viață, nu să faci nebunile pe care le fac eu, să investești o tonă de ore ca să înveți să-ți dai seama dacă un soc este bun investit în el sau nu. Și asta e cartea. Foarte faină, The Uncertainty Solutions, scrisă de John M. Jennings. Am terminat de citit aia, am început o altă carte denumită de, de The Voltage Effect, scrisă de John A. List. Cartea asta este scrisă de un economist și are în centrul atenției ideea de scară, de a porni de la o idee mică și o crește în așa fel încât să o la scară largă. Am mai citit o carte din asta, de numită Scale, scrisă de către Jeffrey, Jeffrey West, dar aia era scrisă din punct de vedere a unui fizician. Ok, cum se manifestă ideea de scară la tot felul de mărim, ca să zicem în felul ăsta, și cum influențează, să zicem, fizica și consumul de energie, ideea de scară, în lumea animală, în orașe și în filme. Chestia asta, e de Volt de Civect, vine mai mult pe direcția de companii și industrie, dar nu numai, în ideea de a implementa o idee, ai o idee și vrei să o implementezi la scară largă. Ce pași trebuie să faci pe acolo? Și asta e o carte foarte faină, pentru că e scrisă de un economist. Cealaltă carte despre scară a fost scrisă de, despre un, de un fizician, asta altă scrisă de un economist. Și chestiile astea două sunt cumva în oglindă vorbesc cam de același lucru, dar din alte părți și e, e, foarte fain. Asta îmi place să, să învăț despre același lucru, dar din alte unghiuri, ca să zicem așa. The Voltage Effect, scrisă de John A. List. Pe mai departe, laud niște oameni faini, sunt cei de la Action Aid, ci că ajută un copil, la cu ghirile mele de regoare, mai degrabă ajută un copil. Un, o comunitate. Bine, ideea de ajută un copil, ce înseamnă? Băi, trimiți niște bani să ajuți un, un grup undeva pe planeta asta și cumva întreaga comunitate ajunge să beneficieze. E un grup interesant ca oricare alt grup. Am promovat de lungul timpului multe alte grupuri, da? Din 2016, gândește de când e podcastul ăsta, am tot promovat grupuri și grupuri. Am schimbat anul ăsta niște grupuri, Action Aid, și, bineînțeles, un al doilea grup pe care îl promovez e The 3 Million, care se ocupă de drepturile europenilor. Și o chestie foarte interesantă, au un, să zicem, cum îi zicem, un crowd justice, au un, o campanie foarte mare în care se lupte pentru drepturile europenilor care au pre status. Conform statutului EU Settled Status, în mod normal, toți cetățenii UE care, aveau, care erau aici, conform tratatului UE, trebuiau să primească de la bun început Settled Status. Home Office a zis că face niște treburi mici pe, și pe legi, și pe oameni, și pe europeni, pe ce tu, și a introdus sistemul la dublu de pre -settled și Settled Status. Și acum, care este problema? La pre Status, tot felul de autorități locale refuză să te ajute când ai nevoie, ba de benefits, ba de ajutor, măi, câteodată cine știe. Viața te lovește în halul în încât, încât poate chiar ai nevoie de, a, de autorități. Și aici autoritățile, în mod intenționat, prin home office, au refuzat să ajute pentru că au considerat că uh, pre status nu îndeplinește uh, cerințele necesare de rezidență. Măi, și ăștia de la, de la The Three Million au folosit prin site-ul Cloud Justice să strângă o tonă de bani, o tonă de bani, cât de cât niște bani pe acolo ca să se judece cu diverse autorități. Și aici au câștigat un, un, caz pentru un tip, nici nu știu dacă să să mă gândesc bine, Breedmore, este pentru un tip pe numele lui Heineck din Slovacia, da? Uniunea Europeană. Și Heineck a primit uh, status, status în 2019, a rămas homeless în 2020 și în 2021 a aplicat pentru homeless assistance și a fost refuzată pe motiv de preset status. Tocmai de aceea am împins întotdeauna, băi, dacă ai prins status, foarte tot posibil să iei set status pentru că așa de la Home Office și la autorități se vor călca în picioare. Pe nedreptă, zice, da, pentru că Home Office s-a făcut de-a lungul timpului multe nedreptăți. Și uite-te că până la urmă, cum îi zice, până la urmă un judecător a recunoscut faptul, judecătorul Saunders, a recunoscut faptul că juraj hainek în judecata împotriva borului din Islington, avea dreptul să primească și că setul status, până la urmă, îi conferă unui om cu privi setul status, dreptul la beneficii de la autoritățile locale. Dar acum nu știu dacă de fiecare dată trebuie să te judeci cu autoritățile ca să primești acel sprijin ca privi setul status. Tocmai de aceea, de cele mai multe ori, e bine să apelezi la dăstrimile, trebuie să te, te plângi ei și vorbești, poate îți dau ei niște sfaturi. Ori, bineînțeles, faci tot posibilul să iei uh, setul status pentru că aici ceva mai multă acoperire. Nici acolo nu ai extraordinar de multă acoperire, dar ai mai multă. Tocmai de aceea și oamenii care speri setul status, le tot zic, băi, luați-vă cetățenia cu prima ocazie. Eu, în prima zi în care am avut ocazia să iau uh, pre-setul status, am luat. La un an de zile, cu prima zi, în care am avut ocazia să iau setul status, am luat. Și la un alt an de zile, în prima zi în care am putut aplica pentru cetățenie, am aplicat. Și în prima zi în care ne am putut aplica pentru pașaport, pe am făcut-o instant, absolut urgent, pentru că urmărind tot, fel felul de cazuri asta legate de home și cum tratează imigranții de orice fel, am, am, zis, băi, hai să mă oferesc cât mai urgent, pentru că n-am chef să fiu călcat în picioare, pe când n-am nu o chestie de care eu aș fi vinovat neapărat. Și așa că, urgent, m-am ocupat de toate situațiile alea. Așa că, în continuare, îi laud pe cei de la The 3 Million, care se ocupă de drepturile europenilor. Și hai să discutăm puțin. Hai, hai să facem un bârfă din asta politică, na? că altceva n-avem de făcut în perioada asta. Bine, înțelegeam câteva linkuri interesante de, de povestit oricum. Ce s-a întâmplat? A fost anul, anul trecut. Deja pare ca și cum a fost anul trecut, dar săptămâna trecută, undeva spre surpriza tuturor, al Rishi sună premierul britanic și șeful conservatorilor, a ieșit la popitul și a zis, gata, începem alegerii generale pe 4 iulie. Bang! A fost o surpriză absolută din partea tuturora umbla vorba că ăștia din Partidul Conservator vreau să-l arunce pe ăsta sub autobus, under the bus, na, expresa în engleză. Și atunci ăsta ce a zis? Băi, știți ce? Hai că mă arunc eu pe voi toți. <laughs> și aia a făcut. Pa! Și dat fiindcă a anunțat că alegerile sunt pe 4 iulie, cu ocazia asta a fost trimisă și o cerere către, către cum îi zice, către regele Charles, ca Parlamentul să fie dizolvat. Na? Da? Trebuie de Parlamentul, conform regulilor, se dizolvă în așa fel încât să poată să înceapă chestiunile electorale. Na? Da? Și de vineri, pe 31 mai, dacă nu să mă gândesc, da? 31 mai, vineri, Parlamentul Britanic va fi dizolvat, nu vom mai face nimic, nu se vor mai face legi, reguli ce vei pe acolo. Regele a aprobat. De obicei, când prim-ministru prim cere o chestie de asta, regele aprobă. Nu e niciun fel de discuție. Și uite că, până la urmă, n am mai făcut conservatorii tot fel de lupte din astea, că salvăm noi pe ultima sută de metri. Nu, a venit Rii și Sunac și a zis, știe, bă pe toți pe rup, Și a fost o chestie, știi cum, o surpriză din, din toate direcțiile. Într-un mod interesant, ce urmăream tot felul de articole și prezentări în ultima săptămână, faptul că au fost prezentate alegerile atât de repede pe 4 iulie, a lovit în oameni de la partide de gen Reform UK și Angel Farage și așa mai departe, care nu au avut nici banii, nici logistica pregătită să facă alegeri într-un timp atât de scurt. La buliști ei sunt în mod de alegeri încă de anul trecut, deci la, la ei nu s-a pune problema, dar la alte partide mai mici, nu tocmai. Și atunci Nigel Farage nu va, nu va candida pentru, să zicem, Parlamentul Britanic și alte chestii de genul ăsta. Și încă alte partide nu vor candida, vor fi într-adevăr, lipdem niște independenți, laburiștii, conservatorii și așa mai departe. Conform alegerilor locale ar părea că cel puțin, cum se zice, la nivel local, laburiștii ar avea 20, 30, 40 de puncte înaintea de la conservatori, și că ar părea într-un mod interesat ca Libdem să fie pe locul 2 și imediat să, să iar conservatorii să ajungă pe locul 3. Aia ar fi o umilință foarte interesantă. Adevărul este că, cel puțin în partea de lip Demp și de conservatori, este foarte posibil ca ăștia fiind în opoziție, e foarte posibil să ai să aibă o tură total nouă de politicieni. Și oamenii se plâng că, gata, uite, îi pierdem pe aia vechi care știau de toate și băgăm pe aia Păi, până la urmă, aia vechi care știau de toate, uite, unul, aproape un deceniu și jumătate au fost la conducere și ce-au făcut? Au tocat în picioare orice vrei tu. Inclusiv în ultimii câțiva ani, orice urmă de bun simț dinainte de Brexit în coace. Și așa că conservatorii acum se gândeau la un moment dat, băi, hai să trecem prin comitetul ăsta 19-22, îl dăm, îi facem no confidence vote, îl dăm jos pe, pe prim-ministru, ne punem altul și acel altul prim-ministru o să trimită cerere către rege să, să mâne alegerile generale. Gândește-te că ar fi trebuit să faci treaba asta în efectiv 4 sau 5 zile, până când era terminul ăla de vineri. Și din ce am înțeles, și-am mai vorbit cu oamenii jur și britanici, așa, chestia asta e cam imposibil de făcut. Teoretic posibilă, dar imposibil din punct de vedere practic, mai ales în timpul ăsta atât de scurt. Deci până la urmă nu vor reuși să le dea jos pe, pe nenea Rishi Sunak și așa că Parlamentul va fi dizolvat pe vineri. Dar e, e, foarte interesant să vezi cât de, că de ciudat cum, cum ai putea zice cum de, cât de nedemni sunt, cel puțin. <laughs> Abându-i la conducere pe alții, gen Boris Johnson îți dai seama că ideea de demnitate și moare, onoare este o, este o, glumă foarte mare cu oamenii ăștia. Când am venit în UK îmi părea că băi, la un moment dat las că o să mă duc și eu să, follow, să urmăresc PMQs și tot felul de Prime Minister Questions care sunt, mi se pare, undeva miercuria, nu știu, între 10 și 11, 12, nu mai știu că la un moment dat când am văzut cât de mult cerchie pe acolo și alte chestii, am zis ok, nu trebuie spectacolul ăsta vin din România unde e spectacol destul, nu mai trebuie să văd și pe asta altul de aici. Și îmi părea că m-aș aștepta să fie oameni mai, mai cu scaun la cap, cum ar veni ceva de genul ăsta. Și de cel puțin în ultimii 6-7 ani de zile, cel puțin conservatorii n-au arătat, -au arătat că ar avea nimic, nimic în afară de tărâță pe acolo între urechile alea. Și uite-te că întâmplarea pace, că acum vor fi dați afară, toată lumea știe că conservatorii vor fi dați afară în șuturi, și ei sperau să mai salveze niște scaune, niște voturi pe acolo. Și acum, cum îi zice, dar fiindcă situațiile urmau să fie foarte, foarte rele pentru conservatori pe măsură ce trecea timpul, ce a zis? Se pare că Rich și suna că a făcut un calcul. Băi, inflația a scăzut suficient de bine încât să zici că ai avut un succes, de aici încolo nu va fi mai bine, hai să, hai să dăm de vot, pentru că nu mă aștept ca de acum până la final de an să am un câștig mai mare decât, ăsta e maximul de câștig pe care l-aș putea obține acum. Și i-a -a surprins pe toți oamenii, pentru că toată lumea se a ca alegerea generale să fie, cât mă? Undeva în toamnă sau poate chiar la începutul anului, dar cel mai probabil în toamnă. Măi și a venit în iulie, pac, înainte de vacanță de, de, de vară, sau chiar la vacanță de vară. Și i-a luat pe toți prin uh, surprindere. Acum? cine știe, dacă tu vrei să faci predicții, e posibil ca conservatorii să fie pe locul 2, deci să intre în opoziție. La buriști e posibil să intre cu majoritatea absolută. Asta înseamnă că nu vor avea nevoie de nimeni ca să negocieze, să trimite legi. Deci de la o extremă conservatoare ajungem la o extremă laburistă. Adevărul e că nu mă aștept să iasă nimic foarte bun sau foarte util în toată povestea asta, doar că îi vezi o dat, la un moment dată te o perioadă de câteva luni, poate un an, că conservatorii și-au luat o bătaie și o umiliță așa epocală, ca să zicem, sau uh, din asta seculară, sau ce vrei să spui tu pe acolo. Dar altfel, uh, din păcate, nu poți să ai speranță prea mare că la și într-adevăr vor vrea să facă lucruri mai utile, mai bune, mai nu știu cum. Și cu asta ajungem la punctul în care, la un moment dat, conservatorii care vreau să trimită, nu știu că și a fost aprobată, o lege prin care, prin care ăștia care tinerii care ajung la 18 ani să fie înrolați în armată în mod obligatoriu. Chestia asta nu s-a făcut probabil nici măcar în al doilea război mondial. Parcă nu mai știu bine. Țin mine minte. Și atunci, de seama că foarte mulți oameni s-au supărat enorm de mult pe, pe chestia asta. De a ziceam, diarea conservatoare, nu, nu un șal, Adică oamenii ăștia, chiar și pe ultima 100 de metri, chiar și când sunt dați afară, tot, tot ridicol și tot aiurea și netetnici sunt. Și foarte mulți oameni au zis, băi, n-ai ce face până la urmă să obiști toți tinerii să meargă la, la armată. Bineînțeles, s-au făcut chestii de genul ăsta și în România și în alte părți și nu e tocmai sigur că ajută pe cineva sau pe oriunde toată ideea asta. Și uite-te că, până la urmă, nu știu dacă va fi votată legea aia, dar, măi, n-au putut să se lase din activități ridicor nici măcar pe ultima sută de metri. Și tocmai de aceea, probabil, unii oameni și zic că, Partidul Conservator va fi probabil reformat din ground up. Deci, teoretic, toți oamenii care sunt în Partidul Conservator sau cel puțin în vârf, ar trebui și acasă și o generație absolut nouă să vină pe acolo. Nu știi ce și cum, dar poate oameni care vor avea ceva mai mult creier și ceva mai mult comportament, n-am ce să zic altceva, dar și că diarea Toris nu, <gângânt> nu înșeală, ca să zic așa. Așadar, pe 4 iulie o să merg la votat, o să fie prima dată în viața mea când pot să votez la lege generale ca proaspăt cetățean britanic. Așa că ne vedem la vot pe 4 iulie. În mod sigur nu votez cu Tories. Asta este clar. Ne mai, auzim, ne mai auzi noi până, până atunci cu alte povești. Și dacă tot discutăm de povești, uite, vreau să vorbesc un moment dat și despre câteva chestiuni interesante. De exemplu, la partea de limba engleză și cultura britanică, unde mai trec și chestiuni de istorie, de exemplu. E tipul ăsta Rob Londoni, care face filme chiar interesante legate de istoria Londrei. De exemplu, au existat la un moment dat 18 alei numite frying pan, de adică tigaie de prăjit. Și acele 18 alei numite frying pan erau cele mai săraci a alei ever din Londra. În aleile respective trăiau oamenii cei mai săraci și acolo îți vindeau tigăi din astea, pentru că altceva nu aveau ce să vândă și cum îi zice, oameni săraci stăteau probabil și o întreagă stradă, o uliță din aia de oameni la un singur beceu, boală tot timpul, foame tot timpul îți dai foarte mulți copii și 18 asemenea străzi au existat în zonele 1 și 2 în Londra de-a lungul timpului, de la 1800 până la nu știu cât. Mai există o singură stradă numită Flying Pan undeva prin centrul Londrei care acum a fost dublată ca sau chiar triplată ca lățime și așa mai departe. Restul și că mai toate alte alei din asta Flying pan au dispărut de-a lungul timpului când au fost, s-a făcut clearing of the slums, cum se spune, când toate chestiile astea mai, mai se s-au fost dărâmate și s-au construit alte lucruri în locul lor. Dar da, în UK, în Londra, cel puțin, a fost foarte, foarte multă sărăcie de-a lungul timpului și atunci, cum se zice, îi, uh, au trebuit foarte mult, a, a fost nevoie de foarte multe forțe să aducă la să se ajungă la un nivel cât de cât decent. Și acum, dacă te duci în zonele unde sunt foarte multe blocuri sociale, vezi că, într-adevăr, sărăcia este cumva mână-mână cu mizerea, cu deranjul, cu gălăgia, cu scandalul, cu ce vei tu acolo. Există un factor de corelare destul de puternic. În zonele mai sărace, infracționalitate mai mare, viața mai periculoasă, gălăgia mai mare, scandalul mai mare și mizerea mai multă. Cam, cam asta vă observa pe Londra. Și în Londra nu e o zonă numai săracă. Zonele astea sărace sunt împărțite peste tot în Londra. Și apropo de, de Londra, uite, am urmărit un filmuleț, filmat în 1991 pe Thames TV. Deci e poluare în Londra. Și cum era smogul din Londra prin 1991. Deci stai să te uiți. O chestiune filmată mi se pare de, de, de pe Primrose Hill, undeva în zona Swiss, Swiss Cottage. Acolo sunt dealuri foarte înalte și vezi orașul. Smok, frate, ziua în mare, zice că e ceață. Nu puteai vede la, vedea la distanță potrivită în 1991. Nici deci nu te miră că acum există un puș foarte mare cu acel Iulez, în așa fel încât să fie doar mașini cele mai moderne, permise în Londra, în așa fel încât orașul să fie cât mai curat și mai, să zicem, efectiv, dacă te gândești, mai, mai sănătos la respirat. Londra e comparativ cu Brașovul de 5-6 până la 7 ori mai curată, așa pe ansamblu, decât orașul Brașov, care teoretic are o munte în mijlocul lui, nu? Și uite -te aici ce fog absolut incredibil ce era Părere, zici că s-au mutat norii pe pământ. Și o altă chestie legată de istorie era, e legată de right to roam, dreptul de a te duce pe zonele publice. zic că există mii de insule din asta berzi, în UK, unde ai avea voie să te duci să te prin acolo, cu pe jos, cu câinele, cu ce vrei dar nu poți să ajungi acolo pentru că zonele alea, insulele alea, sunt înconjurate de terenuri private. Și ci că sunt anumite situații în care este perfect valabil să faci trespass, adică să treci peste ogorul omului ca să ajungi la zona aia publică. Zici, băi, e zonă publică, nu poți permite să nu mă duc acolo, o să mă duc pe marginea terenului, dar totuși vreau să mă duc la zona aia publică pentru că nu mi se pare ok ca voi care aveți terenurile agrare sunt mi blocați mie terenul pe acolo. Și e, e o mișcare foarte mare în pe chestia asta prin care să se creeze tot felul de căi de acces la zonele publice, zonele de acces public și, efectiv, alea sunt, ce știu, zone de vegetație sălbatică, iarbă, copașe, vrei tu, pe unde te poți, te putea plimba și toată lumea are dreptul să se plimbă pe acolo. Nu e, nu e ușor de ajuns la ele, în foarte multe situații sunt blocate, și așa că e interesant, Right to Roam este un club așa de oameni care vor să, să reînvie tot felul de chei din asta de acces. De deci Sunt undeva între sate, te duci de la un sal la altul, uite, e un pulc fain de copaci pe, printre care vrea să treci, nu că e înconjurat numai și numai de zone din asta, Uno are fermierilor, de exemplu. Și foarte interesant de văzut, chiar tipul ăsta care face canalul, Whitewick, îmi zice, băi, în anumite situații este chiar ok să faci trespass. Traspass. Și uite aici încheiem prima în parte a podcastului. Cine vrea să asculte restul de podcast, să intre pe manuelcheța.com unde caută episodul 305 denumit Diarea Conservatoare. Noi ne mai auzim. Succes! Și uite că am revenit după pauză. Da? Fiecare segment din ăsta are câte o pauză la mine pentru că altfel să vorbesc cu o în continuu. Cred că m-a trimit oamenii acasă. Și după ce am vorbit despre chestiuni de istorie, trecem la chestiuni de practică. Și printre informații practice, uite că guvernul UK are o chestie interesantă numită prepare.campaign.gov.uk How would you prepare for an emergency? Da? Emergencies such as flooding, fires, power cuts can affect us all. There is a simple and effective there are simple and effective steps you can take to be more prepared. Și apoi îți explică cum să te pregătești pentru hazarde, pentru urgențe, când se sună 99, alerte și warnings. Da? Alerte și warnings. De exemplu, când primești alertă, pe telefonul tău sau pe tabletă, vei auzi un sunet foarte puternic, ca o la o sirenă. Va vibra, va vriba în îmbra și va arăta chiar un uh, nume de alertă. Când primești alertă, stop, uh, oprește din ceea ce faci și urmește instrucțiunile din alertă. Și interesant lucru, la un moment dat, uh, la un moment dat am primit și noi o alertă așa, când ne primim prin centrul Londrei, când început să răștea cu protestele cu Palestina. Chiar intra să într-un banc și într-un pub și bani, Ci, alert, alert. o ce alertă, alertă! S-au speriat oamenii în jur. Nu știu ce se întâmplă, nici nu știam. Și, bine, sunt mai multe sisteme din astea de alerte, chiar și pentru atacul cu bombe nucleare și alte chestii, dar le primești pe telefon, asta e important de știut. Deci, prepare.campaign.gov.uk Foarte tare. În de la Damien Stock Money aflu că inflația nu este înapoi la normal. Bine, inflație ce înseamnă? Compar prețul de acum cu prețul de un an în urmă. Și acum dacă zici că e inflație de 2%, ar zice băi, gata, inflația, prețurile a scăzut înapoi și e undeva în pe direcția de 2%. Nu. E 2% față de anul trecut, când anul trecut deja crescuse cu 16% sau 20%. Deja deci, că vrei să compari în mod real prețurile, prețurile acum sunt poate 20-30% mai mari. Doar că n-au mai crescut prețurile față de anul trecut și asta e ideea de inflație. N-au mai crescut așa de mult față de anul trecut, dar asta nu înseamnă că, că scad. Că aia s-ar disinflație. Okay? Inflația este când prețurile cresc în continuare, iar partea opusă este dezinflație sau disinflație, ceva de genul ăsta. Și e un alt tip care aici întreabă la un moment dat, de exemplu, dacă merită un cash aici, și în foarte multe situații merită un cash ISA, mi se pare că și până primești 1-2% pan înapoi sau alte chestii. La Trading 2, and 2 de exemplu, ca platformă de broking, brokerage, dacă spui în Share Zisa, poți să, să alegi că banii fizici, banii cash pe care ai să fie investiți în chestii Money Market Funds și primești 5% pan înapoi. Ceea ce nu este deloc rău. Chiar să ții cash acolo fără să investești în Share și ai o idee destul de bună, ca să zic așa. Și dacă vrei și să asta vreodată, să-ți ții banii să investești și vrei tu pe acolo, caută platforme cât mai ieftine, da? Mi se pare că Free Trade și Trading to, to sunt cele mai faine și cele mai ieftine dintre toate, ca să zic așa. Și mai sunt tot felul de platforme, au deschis platforme, conturi de alea, Managed, ISA sau ceva. În principiu nu prea ai nevoie de tot felul de astea. Dacă tot ai bani și vrei să-i pui deoparte și nu vrei să-i pierzi timpul urmărind firme și acțiuni pentru firme, ia într-un S&P 500 index sau poate un global index și cu asta basta. Și acolo pui banii de fiecare dată și după an ce ani o să vezi. Chiar am calculat, da? În principiu, eu am 40 de ani. În principiu, auzi, dacă ajung la vârsta aia, mai ba știe, mai am câteva luni. Și ce că dacă între 40 și 50 de ani de zile ai pune câte 500 de lire pe lună într-un S&P 500, într-un index care crește cam 10% pe termen lung, da, discutăm pe termen lung ca calculul ăsta, atunci, tot ce e de făcut, pui 500 de lire timp de 10 ani de zile în ăla, până la 50 de ani, da, după care nu mai pui niciun ban, gata. În momentul respectiv, după 10 ani de zile și cu creșterea din S&P 500 Index, cu banii care ai pus tu acolo, ajungi la 100.000, de da? mii, 60 de puși de tine, 40 din, din creșterea în fondul de index. Și după aia, ce ai de făcut, nu mai pui nimic, lași banii acolo, 100 de mii, care după, după ce vor trece pe acolo, o să ajungă la 450 de mii la, la vârsta de 65 de ani de zile. Doar în S&P 500. Fără să mai adaugi tu niciun ban. Și e o chestie interesantă, că dacă faci acțiunea asta, mai devreme, din, la 20-30 de ani de zile, pui niște bani, 500, da? S&P 500, ajungi la 30, lași la 100 de mii și după aia îi ții acolo până la pensie, e bine, îți dai seama, la pensie te trezești într-adevăr cu un milion în cont. Bineînțeles dacă merg toate trendurile bine, da? Pe ultima 102 și 120 de ani de zile, trendurile au mers relativ ok când ai avut un fond de investiții mixt, așa, în, în top 30 și top 100 de, de firme din SUA sau din lume, ceva de genul ăsta. În fine, ideea e că trebuie timp foarte, foarte lungi ca să investești și să să ajungi undeva cu, cu chestia asta. De-aia, uh, informații practice, da, pregătește-te și fă-ți un share dar uh, nu-ți pierde prea mult timpul încercând să investești în uh, acțiuni individuale. Hai să mergem la secțiunea de Viața în Londra. Și în la secțiunea asta de Viața în Londra am descoperit uh, un canal nou al unei tipe, se numește Jay Draper și tipul asta vorbește despre, în special, despre Londra. Tot felul de chestii noi, știi? railings, de exemplu, barele alea verticale de la tot felul de, ce știu, de la garduri, de unde vine. La un moment dat a făcut filmulețe de astea scurte cu liniile de, de pe District Line, cum se numesc, de unde vine numele ăla. De exemplu, când, când s-a oprit, să zicem, familia, când a stopat familia regală, vorbit în limba germană, de exemplu, pentru o perioadă vorbeau așa, și, de exemplu, examenele pe care trebuie să le ia taximetriștii în Londra sunt uh, nebune și așa mai departe. Și pe asta face filmulețe scurte, așa că am de 1 până la 5 minute. Chiar foarte faină. J. Draper pe YouTube. At Jay Draper. Foarte faină treaba asta. Și uh, ce m am aflat de curând? Am aflat, de exemplu, e cineva, e o persoană, e o femeie numită Raluca Ragab. Băi, și îmi părea numele Raluca, Raluca, nou românesc. Măi, n-are cum. Și când am investigat, am investigat ceva mai mult, am văzut că vorbește limba română și probabil din părinți plecați în uh, SUA și apoi a, uh, a crescut și a învățat acolo și acum a ajuns în, uh, în zona europeană, că citeam articolul pe TechCrunch, în uh, zona europeană undeva ca director, de exemplu, ca partea unui venture uh, capitalist, un fel de firmă de, de investiții, efectiv, ca să zicem așa și super tare. Uite, vezi, până la urmă, o tonă de oameni care pleacă în... s-au plecat în sănătate și s-au realizat și au făcut uh, lucruri extraordinare, n-au ajuns pe poziții bune. Luca Ragab, de exemplu, e un exemplu, dar sunt și mulți alți oameni. Se, sau, în media nu se vorbește foarte des de exemplele pozitive, numai de alea negative, așa că, din când în când, de ce nu? Hai să mai vorbim de mai multe exemple pozitive. Și așa, ca o chestie de final, acum trecem la diversele știri, mai mult sau mai puțin interesante pe care le avem din ultima săptămână. Și e și articolul ăsta publicat de către cei de la Sky legat de faptul că vor să aducă National Service, să fie tinerii de 18 ani, să fie obligați la, cum îi zice, să meargă la armată. E distractivă treaba asta, știi? Dar o altă chestie foarte distractivă o să fie că undeva din septembrie-octombrie, dacă să mă gândesc bine, în zona canalului Mânecii, se pregătesc noi sisteme de IT din octombrie, da? Prin care cetățenii britanici vor trebui să-și prezinte datele biometrice, deci fața și mâinile plentă pe, pe, pentru prima oară, da? Ca să intre în Uniunea Europeană. Ai avut Brexit, până la urmă Brexit primești și e, e, un proces din cel dureros. Și, cum îi zice, acum o să fie interesantă de văzut procesul ăla dacă se aplică și la aeroporturi, ceva de genul ăsta. Nu știu, dar vom trăi și vom vedea. Ideea este că dacă ai de gând, dacă ai pe cineva care e cetățean britanic și nu are pașaport european, atunci și vrea să meargă pe zona aia cu dobor, căi cu feribotul, căi cu autobuzul, căi cu mașina, va trebui la un moment dat să-și petreacă ceva mai mult timp din octombrie încolo ca să prezinte datele biometrice ca să intre în, în Uniunea Europeană. Nu, no, distracție mare. Brexit ai vrut, Brexit ai primit. Bun, ce am mai aflat de curând de la BBC, de curând, este că <gâng> o femeie face PR pentru porumbei. E vorba de Hannah Hall. La un moment dat, un porumbel s-a atașat, o porumbiță s-a atașat de ea, ea de porumbiță, a devenit prietene bună, porumbița a murit și acum ea face campanii pentru porumbei. Foarte interesantă treaba asta. Știi că cumva, în cel puțin în UK sau dacă nu pe Londra, porumbei sunt văziți în fel de șopolan zburător, ceva de genul ăsta. Dar uite-te că până la urmă există cineva care face și PR pentru porumbei. Mie nu mi se pare nașpa porumbei. Mie mi se par foarte enervanții ăștia seagulls. Am și uitat termenul limba română. Seagulls. Seagulls, da? În engleză. Foarte, foarte urâte ființele Altfel nu, nu pot să le numesc. Și, da. Ce am văzut? Vrei și suna că anunță alegeri generală pe 4 iulie și a anunțat chiar în ploaie. Deci omul ăsta să n-a așteptat să-i se aducă umbrele sau ceva, a zis, scoate-mi pupitul afară și a anunțat. Și a fost atât de bruscă toată treaba asta încât i-a luat pe absolut toți prin surprindere. Nu, no. zim. Zim care este zi treaba. <laughs> Și a fost în niță distractivă activă treaba asta să vezi cum e scandalul ăla pe acolo. Bineînțeles, în continuare continuă anumite scandaluri legate de britanici care sunt arestați pentru că lucrează sau spionează pentru Rusia. Știi cum e, chestii clasice din astea, Europa. E în Londra sau în UK și se întâmplă chestiuni de spionaj pentru Rusia, într-o perioadă în care nu este foarte, foarte simpatic ceea ce se întâmplă în tot universul ăsta. Ce am aflat totuși de curând, uite că din 2026 este legal în UK să existe mașini automate, automobile automate. Și există un fel de underground tunnel testing ca să se testeze pentru mașini automate care vor să fie omologate pentru UK. Și atunci uite, în UK, în 2 ani de zile, o să poți vedea pe stăzi mașini automate pentru că este legal, va fi legal de atunci să existe așa ceva pe UK. O chestie interesantă ce am văzut-o de curând este că, la un moment dat, un polițist din zona, din de secția de poliție din Croydon, a fost, cum îi zice, a fost dat afară din poliție pentru că cum îi zice, s-a referit la o polițistă româncă, ceva de genul Daft Romain and Kant. Da? Și atunci, probabil dacă zice că e Daft Kant, probabil aveau sau nu aveau probleme dacă n-au zis și Daft Romain and Kant, atunci s-a cetat. Interesantă chestie, că existau mai multe unul dintre variante era că oamenii între ei de fel le ziceau în felul ăsta We, uh, Welsh cant, uh, English cant și toate cele. Și atunci uh, probabil că cu gluma asta, daft sau în cant, s-a mers puțin cam prea departe și atunci poliția s-au român că a făcut a, reclamație și atunci omul ăla a fost dat afară. Pentru că a avut comportamente improprii, să zicem așa. Ce am aflat de curând de la freemovement.org este că Home Office a anunțat ceva schimbări pentru pit settled status. Și, de exemplu, ce se întâmplă? Cei care au pit settled status nu vor, mai pierde statutul de rezidență pentru că au fost plecați timp de 2 ani de zile. Știi că înainte pentru pisă de status, dacă au mai multe de 2 ani de zile din UK, statusul era pierdut și trebuia să o plici pentru viză dacă mai vrei să vii înapoi. Și din a fost asta o păstie, pentru că trebuia să ai de la bun început să status, știi? Și atunci, ce se întâmplă, cei care au pris set status now, acum, vor avea voie să fie în afara uk -lui până la 5 ani, înainte de a-și pierde statutul, cum este același lucru și pentru setul status. Cu alte cuvinte, chestia asta trebuia de la bun început, dar home office în mod obligatoriu a făcut un pas extra și mai n-a făcut oameni, știi? Și asta s-a întâmplat după ce Independent Monitoring Authority a dat în judecată home office în numele cetă... celor 2 milioane de cetățeni UE care există în UK și care au presetul status în momentul de față. Deci 2 milioane de oameni în numele lor, Independent Monitoring Authority, Arată judecată Home Office. Și atunci Home Office a schimbat uh, regula. Ok, dacă ești pisetul sau setul status, totuși 5 ani de zile până îți pierzi statutul. Uite-mă, care e chestia. Și cu chestia asta cu știrea de la judecători de acolo, legată de drepturi uh, sau primești beneficii, și mai devreme să mai târziu, ideea de pisetul status va, va dispărea și probabil că probabil la un moment dat vor face un transfer de la pistă la set -ă, status în mod automat, fără ca oamenii să mai facă nimic. Ci? Dar chestia asta trebuie să se întâmple automat, nu? Mergem pe mai departe. O ultimă știre. Aflăm că și Thames Water are ceva probleme din cauza faptului că există un parazit Chris Cryptosporidium în zona sudului Londrei, care a infectat apele. Da? Thames Water a început să aibă probleme, la fel ca alte câteva asemenea companii de apă, care oamenii au ajuns să fie infectați cu paraziți, cu bacterii și alte chestii, de, de la apa de băut. Și ce s-a întâmplat, treaba asta, era vorba de probleme în zona de sud-est a Londrei. Deci dacă bei apă de la robinet și la un moment dat de bute și diarie, te poți gândi că firma, de obicei pe Londra, și te imsoată, firma nu își face teaua pe zona respectivă și te, efectiv, se infectează. Ups! Ups. <laughs> Brexit ai vrut, Brexit ai primit. Și zic asta cu Brexit ai vrut, ai primit, pentru că UE are niște reguli foarte stricte pe, pe chestii de, de mediu. Iar imediat după ce s-a ieșit din Uniunea Europeană, da, la finalul 2020, mi se pare, nici mai știu, trec ani și cum. A, ce s-a întâmplat? Printre primele reclamații care au apărut în, jurul, în presa largă, 2020 sau 2021, e că au apărut la haze de jur în prejurul uh, Angliei, pentru că firmele astea de, de, apă și de canalizare nu mai respectau regulile UE, da? de, sanitare, de sanitare ca să zicem așa. Au și gluma cea mai mare și pe aia, dar colo acolo au apărut și tot felul de caricaturi cu UE înconjurată de rahați, așa. UE, pardon, UK înconjurat de rahați, din cauza firmelor ăsta. Deci e o legătură cu, cu ce au făcut și ce fac în continuare, că nu le pasă. Și pe nota asta atât de pozitivă și toare hai că încheiem noul episod de podcast. Noi ne mai auzim pe data viitoare. Succes! <fixi>